Orașul Buzău poate fi recunoscut și prin multitudinea de guri de canal pe care șoferii trebuie să le ocolească pe mai toate căile rutiere din oraș. Operațiunea de ridicare a lor la nivelul asfaltului pare a fi destul de complicată și costisitoare, întrucât inclusiv pe străzile asfaltate de curând, gurile de canal sunt periculoase. Cea care administrează rețeaua de canalizare stradală este compania de apă. Obligația noastră este de a întreține și exploata rețelele de apă și de canalizare pe raza municipiului Buzău. De regulă, noi avem programe anuale prin care ne propunem să înlocuim o parte din, dacă ne referim strict la capacele de căminilor de vizitare, iar ceea ce apare accidental, în baza observațiilor noastre sau a reclamațiilor cetățenilor, facem programele și înlocuim capacele care sunt fie deteriorate, fie deplasate. Planurile pe care și le face compania în legătură cu remedierea defecțiunilor la gurile de vizitare probabil că se referă mai puțin la aducerea acestora la nivel, pentru că numărul lor este în creștere continuă. De regulă, prin programele noastre, în momentul în care se asfaltează, aducem și la cotă, dar sunt situații, dacă sunt situații de acest gen, cele pe care le sesizăm, le remediem, cele care ne sunt sesizate, de asemenea, le vom introduce în programele noastre să le aducem la cot. S-au ridicat în ultimul timp partea de canale? Păi avem situații zilnice, fie capace deteriorate, fie furate, fie tasate. Zilnic avem probleme de genul ăsta pe care, în baza programului care le avem, le remediem. Șoferii care văd astfel de cratere, precum și cele de pe Dorobanți ori de pe proaspătul asfaltat Bulevard al Gării, pot face reclamații la dispeceratul companiei de apă. Între timp, șoferii vor trebui să conducă cu mare atenție, pentru că orașul pare a fi minat cu guri de canal adânci, care provoacă pagube automobilelor și totodată pot fi generatoare de accidente rutiere.